Astăzi voi prezenta câteva informații legate de utilizarea Classroom în mediul școlar. Google Classroom este un serviciu web gratuit dezvoltat de Google pentru școli, care își propune în primul rând crearea, distribuirea și clasificarea sarcinilor de lucru, fără a se implica hârtia. Se poate utiliza cu succes în mediul online pentru desfășurarea activităților educaționale online. Voi deschide o filă nouă, voi intra în contul meu de Gmail și voi selecta Google Classroom. Observăm că am deja trei clase. Voi înregistra o nouă clasă, creați un curs. Putem să ne înscriem la un curs cu un cod, dar eu astăzi voi crea un curs. Citim informațiile furnizate de această platformă, bifăm am citit, continuați și prezentăm numele cursului. Contabilitate. Secțiunea educație. Subiectul cursurilor, formarea priceperilor și deprinderilor de lucru în contabilitate. Putem specifica și o sală, eu voi specifica sala 8. Și am creat. Pot selecta o temă sau să încarc o fotografie. Voi selecta o nouă temă. Aceasta. Deși putem să alegem și partea aceasta, pentru că e activitate de birou. Și observăm că s-a modificat. Codul de curs este acesta, îl putem da elevilor și aceștia se pot înscrie la cursul nostru. În situația în care dorim să creăm teme și întrebări, vom selecta de aici opțiunile. Voi crea o temă. Titlul temei, active imobilizate, instrucțiuni, prezentați principalele active imobilizate. Pe baza informațiilor din videoclip. Adăugăm fie link, și în acest caz voi merge pe YouTube și voi căuta videoclipul cu active imobilizate. Voi copia linkul. Îl pot scrie aici. Și automat îmi apare videoclipul. Sau pot să mă duc pe YouTube. Adresă, copiez și mi apare automat și îl pot atașa. Îmi spune că deja fișierul este atașat și nu-mi dă voie să fac o altă atașare. Pot stabili un termen limită, de exemplu până pe 20, ora 14, pentru că nu am creat un subiect, voi crea acum
activul patrimonial fără notă sau cu notă. Noi suntem cei care selectăm, în cazul nostru va fi fără notă. Putem avea și grile de evaluare. Fie importăm din fila de calcul, fie putem crea o filă de evaluare. Aici putem selecta toți studenții sau un singur student sau 2-3 studenți. Creați o temă. Și în acest moment s-a creat și apare la toate subiectele activul patrimonial. Putem crea o altă temă, temă cu chestionar. Contabilitatea salariilor. Rezolvați testul. Instrucțiuni de rezolvare. Cercul presupune o singură variantă corectă de răspuns. Pătratul presupune mai multe variante corecte de răspuns. Putem crea aici chestionarul sau testul, sau putem adăuga din Drive. Avem aici. Inserăm, vom șterge documentul de aici, termen limită 20, ora 13, către toți studenții, punctaj maxim 100. Voi crea un subiect, teste de evaluare. Și am creat. Observăm că apare și teste și activul patrimonial. La teste sunt testele propuse, la activul patrimonial materialul propus spre vizionare. Pentru că nu am elevi înscriși, nu am teme predate sau teme atribuite. De asemenea, putem crea o temă cu întrebare, răspunsul va fi răspuns scurt sau răspuns multiplu, noi alegem. Care este diferența dintre terenuri și amenajări de terenuri? Voi acorda 100 de puncte, termen limită 21, ora 9, către toți studenții. Studenții își pot răspunde reciproc și pot edita răspunsul și voi duce la teste de evaluare, pentru că e vorba de evaluare elevului. Și am trimis întrebarea. Dacă în viitor dorim să introducem alte subiecte, putem forma acum teme de subiecte active
circulante. Adăugăm. Observați că am greșit intenționat. Mă duc aici la 3 puncte. Redenumire, pentru că am greșit, redenumesc. Active, redenumiți. Și a apărut corect. În flux au apărut toate activitățile mele la curs. Apar temele cu limita prevăzută pentru miercuri și joi. Aici putem introduce tot felul de informații. Elevii pot răspunde, pot adăuga mesaje din Drive, fișier, YouTube, sub formă de link și le pot posta. Nu le pot modifica. Avem catalogul și în momentul în care sunt studenți, apar și punctajele returnate pentru fiecare temă în parte. În acest moment nu avem. Sper că ceea ce v-am prezentat a fost interesant. Vă mulțumesc!